Petiție pentru reintroducerea vacanței intersemestriale din luna februarie. Administratorii a 60 de domenii schiabile din România cer o săptămână de vacanță, care spun ei ar ajuta la dezvoltarea turismului montan, dar și la formarea unei generații de copii sănătoși. Ministrul Educației a anunțat că ia în calcul propunerea. În acest an școlar, următoarea vacanță a elevilor este cea de Paște, la jumătatea lunii aprilie. Vrem vacanță în luna februarie 2023 pentru copii, este numele petiției lansate de Asociația Transportatorilor de Cablu din România. Copiii sunt încântați de ideea revenirii vacanței intersemestriale. Se pare ideea de a avea o vacanță în februarie, de două săptămâni. Mi s-ar părea bună deoarece aș putea să stau acasă să petrec mai mult timp cu părinții, în aer liber. Stau afară să mă joc cu pisicile mele. Și aici, la munte, n-ai venit să schiezi? Ba da, aș veni. Mai mult îmi place cu snowboard-ul și cu schiurile. Toate țările cu munți din Europa au vacanță de iarnă în februarie, spun reprezentanții domeniilor schiabile. În plus, s-ar decongestiona traficul de sărbători și ar fi evitată aglomerația pe pârtii din weekenduri. Hotelierii susțin și ei inițiativa. Trebuie în fiecare an să alocăm cel puțin două săptămâni, dacă nu și mai mult, pentru copii. Copiii trebuie să se bucure de sport, să se bucure de iarnă și în februarie avem zăpadă tot timpul, în fiecare an. Părinții ai căror copii practică sporturi de iarnă sunt și ei încântați. Putea fi o idee bună să reia vacanța din februarie, pentru că copiii beneficiau de mai multe zile la zăpadă. Mai multă mișcare, aer curat, mai puțin virus. Având în vedere faptul că în pandemie au stat mai mult online, deci n-au făcut mișcare, se vor resimți, e clar, și cu cât vor sta mai mult în aer liber, cu atât mai bine pentru sănătatea lor. Deci pentru vacanță în februarie 2023. Alți părinți au altă părere. Da, și bună și rea. Cu pandemia asta deja au pierdut foarte mult și nu știu cât i-ar ajuta. Și bună, dacă este frumos, ar fi ok, în aer curat. Nu am nicio problemă la nivelul federației să luăm în calcul această vacanță intersemestrială. Problema de fond este cum echilibrăm cele două semestre și de unde luăm. Pentru că, practic, noi dacă tot spunem în ultimul timp că avem un an școlar scurt printre cele mai scurte din calendarul european, iată că dacă venim cu această săptămână, da, trebuie să mai tem efectiv o săptămână. Ministrul Educației a anunțat acum că ia în calcul varianta reintroducerii vacanței intersemestriale în anul școlar 2022-2023. Analizăm această variantă chiar dacă liniile directoare pentru calendarul următorului an școlar au fost deja anunțate, spune Sorin Câmpeanu. În acest an școlar, elevii au avut până acum două vacanțe, una forțată din 25 octombrie până pe 5 noiembrie și alta de Crăciun și Revelion. A fost insuficient, acum ți s-a părut? Mi s-a părut suficient, dar ar mai merge niște vacanță. Fără vacanța intersemestrială, elevii din România se vor mai bucura de mai mult de două zile libere abia în vacanța de Paște, programată anul acesta între 15 aprilie și 1 mai.